S-a deschis Transfăgărășanul pe porțiunea dintre Bulea Cascadă și Bulea În mod normal, acest tronson de drum trebuia deschis oficial abia la 1 iulie. Datorită faptului că zăpada s-a topit, iar la Bulea sunt organizate sărbările estivale ale zăpezii, reprezentanții de la drumuri naționale au decis să permită circulația autovehiculelor pe această șosea. Este deschis inclusiv tunelul care face legătura între județele Sibiu și Argeș. Transfăgărășanul se va închide din nou la 1 noiembrie.